peste 16.000 de cazuri confirmate până astăzi, până la ora la care vorbim. Cu următoarele detalii vorbim și despre numărul românilor care s-au vindecat, vorbim și despre numărul românilor care, din păcate, au decedat. Iată cifrele. Dintre persoanele confirmate pozitiv, aproape 8.000 de români s-au vindecat și au fost externați. Avem peste 1.000 decese. Dintre acestea, cele mai multe la Suceava, 178 de oameni care au decedat în Suceava. 224 de noi cazuri de îmbolnăvire de la ultima informare transmisă de grupul de comunicare strategică, iar la terapie intensivă sunt internați 228 de pacienți. În carantină instituționalizată sunt peste 14.300 de persoane. Alte aproape 20.000 sunt în izolare la domiciliu. Avem și numărul testelor prelucrate la nivel național. Peste 277.000 de teste. Cele mai multe cazuri în România, în ce zone sunt ele și cele mai puține cazuri, le veți vedea imediat. În Suceava, iată, avem peste 3.300 de cazuri, în București peste 1.500, aproape 800 de cazuri, în județul Neamț, 785. Haideți să vedem și unde avem cele mai puține cazuri. În Brăila avem 19, 24 în Harghita, așa cum puteți vedea, 26 de cazuri în județul Vâlcea. Sunt și date în legătură cu românii noștri din afara țării, românii din străinătate care trăiesc acolo. Avem aproape 3.000 de cazuri confirmate în rândul românilor din străinătate și peste 100 decese, 102 decese. Bun, cifrele la nivel mondial. Câte cazuri de coronavirus confirmate avem până la această oră? Ne apropiem de 4.500.000 de oameni care s-au îmbolnăvit din cauza COVID-19, 4.357.357. Și sunt și detalii în legătură cu numărul oamenilor care s-au vindecat. Peste 1.600.000 de oameni s-au vindecat, nu mai sunt în spitale, avem și aproape 300.000 de decese. Iar acum cifrele în legătură cu repartizarea cazurilor de coronavirus în mai multe țări ale lumii. Haideți să vedem cum stăm în Europa. Cum stă Europa? Totalul cazurilor confirmate în Spania se apropie de 270.000. Crește numărul persoanelor care au decedat în Marea Britanie, cele mai multe din Europa, iată, peste 32.600, aproape 32.700 de decese în Marea Britanie, iată și numărul cazurilor, peste 226.000 în Marea Britanie. Avem aproape 27.000 de decese în Spania, Italia peste 220.000 de cazuri și peste 30.000 de decese, de asemenea aproape 27.000 de decese în Franța și peste 178.000 de cazuri. În America avem cele mai multe cazuri, tot în America avem cele mai multe decese la nivel mondial. Se apropie Statele Unite ale Americii de 1.500.000 de cazuri, avem peste 83.400 decese. Iată cum stau și Rusia, Turcia și China. În Rusia, peste 2.200 decese și aproape 250.000 de cazuri. Avem și în China peste 82.900 de cazuri, aproape 83.000 și peste 4.600 decese, cu aproape 142.000 de cazuri în Turcia.